tot timpul m-am mândrit și mă mândresc în continuare. Am fost singurul în ultimii ani așa care am scos capul în lume, da, având în vedere fiind rom. Pe mine mulți s-au apucat de fotbal. Mulți au înțeles că, uite, și Bănel cum a reușit, putem să reușim și noi. Și asta a fost un lucru pozitiv, adică pe mine m-a ambiționat să fac lucrul ăsta. Mă dați seama că au fost lucruri negative destul la adresa mea, dar nu le-am pus la suflet, pentru că nu e o rușine să recunoști ceea ce ești. Și atunci am luat părțul ăsta, sunt, mă mândresc, eu trebuie să fac ceva pentru fotbal. Au fost lucruri care m-au deranjat, le-am ținut doar pentru mine, am știut doar eu, nu am știut absolut nimeni și le-am trecut cu brio. Atunci când am ajuns sus, le-am arătat cine suntem. Hei, rum! Într-o societate în care este o rușine să recunoști că te-ai născut în etnia romă, Bănel Nicoliță scotea în 2005 orașul Făurei din anonimat. Nicoliță a arătat lumii că poți să-ți învingi soarta care insistă să te tragă în jos, că poți să ajungi mare, deși ai fost cel mai mic. Făurei este un oraș din județul Brăila, în care cei aproximativ 3500 de locuitori își duc traiul chinuit, fără să viseze la prea multe. Dintre cele 3500 de suflete, aproximativ 10% sunt de etnie romă. Cu toții însă se mândresc cu cel care i-a făcut de atâtea ori mândri, Bănel Nicoliță. Fostul mijlocaș din Ghencea nu a uitat de unde a plecat și după ce a renunțat la cariera de fotbalist, s-a întors în Făureiul natal pentru a duce echipa din localitate pe culmile cele mai înalte ale gloriei. Nu doar să ajut, să le dau și lor, să le deschid un drum celor care sunt aici în orașul în care m-am născut și eu, să-i ajut să ajungă și ei fotbaliști. Știm cu toții că nu e un business, dar dragostea de fotbal e foarte mare și nu pot să controlez. Am făcut un lucru, am băgat peste 300.000 de euro. Dar fotbalul mi-a dat. Da, datorită lui sunt ceea ce sunt acum. Da? Sunt un brand, sunt un om iubit, cunoscut în toată lumea. Sunt antrenor, jucător, acționar, doctor, bucătar. Sunt câteodată ca și mingile. Adică le fac pe toate, pentru că îmi place foarte mult fenomenul. Îl iubesc așa de mult încât am făcut orice pentru el. Și în cazul lui Bănel Nicoliță s-a dovedit că vorba din bătrâni, omul sfințește locul, este extrem de adevărată. Fostul jucător al Roșalbaștrilor este motorul echipei din Făurei, iar oamenii care cândva nu erau motivați să se implice, acum semnează condica zilnică. Și totul pentru că un om a arătat că prin muncă se poate orice. Cum i-ai convins? Mare parte numele meu să lasă convinși de lucrul ăsta, dar mai departe, nu, își doresc și ei să joace. Sunt anumite jucători care au jucat prin București și nu au ajuns unde și-au dorit. Și au zis, bă, mai am o speranță, e Bănel Nicoliță și poate acolo voi da lovitura. Același lucru gândesc și eu cu ei în momentul când îi iau aici. Le dai salarii? Au salarii? Da, au și salarii, au și prime. Cam la orice echipă. Nu știu, poți să le dai tu? Maxim 15 milioane salarii. Primul joacă pe 1 milion de puncte, dar știți cum e, foarte greu, fiind un oraș foarte mic, bani prea sunt, mai mult ne dorim să construim și să creștem copiii încât să putem să dăm și noi la echipe mult mai mari. Unii au serviciu, unii nu, unii se bazează pe acești bani, știm foarte bine cât de greu e în România să câștigi un bănuț. Le-am spus, bă, la mine nu e bogăție, nu e aur aici. E doar să ajungi să joci bine și să te vadă o echipă în care să poată să-ți crească salariul. Nu mă interesează ce fac. E important că ajung la antrenament așa cum îmi doresc. Nu este ușor să te duci la muncă de dimineața la ora 6 până la ora 4 și după aia la ora 5 să vină un mine nebun să strige, să-i alege și așa mai departe. Încât eu la... Păi frate, m-am trezit la 6. A fost un jucător, băi, a trezit 6 m-am trezit. Să te cred, da. Trebuie să te pregătesc altfel când avem examen, nu se poate să alegi și atunci vom avea probleme.
Atunci când lucrul este bine făcut, puterea exemplului funcționează perfect. Pentru jucătorii de la Făurei, numele Bănel Nicoliță a fost ca un contract în alb. Cum te-a convins pe tine să vii la această echipă? Păi nu a trebuit să mă convingă cu prea multe lucruri. M-a sunat într-o zi, a zis că sunt Bănel Nicoliță, bine, știam doar de la televizor și doar de la fotbal. Și mi-a propus dacă vreau să vin aici la Făuri și nici nu asta prea mult pe gând, adică nu. Doar simplu fapt că e Bănel Nicoliță. Toată lumea știe pe Bănel Nicoliță. Dacă nu era Bănel, nici nu cred că știam de Făuri unde este, adică asta e chestia. Dar știam de Bănel că e din Făuri, că nu știa toată lumea. Dacă nu era Bănel, nu cred că pe lume. Echipa din Făurei a fost motivul pentru care Bănel Nicoliță a ales să își încheie cariera de fotbalist. La 32 de ani, când alți fotbaliști se gândesc să prindă un contract în străinătate pe sume considerabile, Bănel se întorcea acasă, în Făureiul natal. Hai să vă spun sincer și nu mă feresc, sunt un prost. E clar că sunt un prost, că m-am lăsat de vreme. Dar m-am lăsat datorită faptului că m-am ambiționat, da, anumiți oameni, că ei sunt mai buni, că ei și-au făcut echipă și că Făurei nu știu ce. Mi s-a pus ceață, am zis gata, stop, eram în Cipru, am zis stop, m-a sunat patron de acolo, unde ești Bănel, zic, sunt în avion, am plecat acasă. Pentru că un an în urmă am lăsat echipa cu 15 puncte și au pierdut promovarea. Și m-am enervat, m-am ambiționat și atunci am zis stop, joc, nu mai joc nicio și vin și mă implic 100%, mai ales că băgasem deja vreo 100.000 de euro. Regret că n-ai mai jucat? Cu siguranță. La nivel înalt, zic. A regretul meu, în care puteam să rămân la Nant și să joc încă și acum. Dar atunci când ai un impresar care vrea numai bani, de aia sunt mulți jucători ca să-l lasă, datorită lor. Și eu datorită lui m-am lăsat. De Gherghișan, Traian Gherghișan, cum mă fie să zic. Am avut oferte, 4 oferte pe masă și am ajuns pe... ca să nu mai am echipă. S-a pus problema să îi dea și lui ceva. Și am spus, bă, dacă tu nu-i dai omul ceva, nu poți semnul ăsta. Director sportiv, avea 21 de ani, copilul patronului. Și a spus, Bănel, te rog frumos, nu poți să-i dau niciun bani, e un goț. Dacă tu l-ai ascult pe omul ăsta, tu te lași de fotbal la 29 de ani. Zic, în mintea mea, atunci, te bădești și din vântul. Eu spun sincer, acum 6 luni de zile am avut oferte la Liga 1. Nu vă spun echipa, am avut un copil de 4.000 de euro, da? Salariu pe lună, care am spus, te rog frumos să mă crezi. Am investit foarte mulți bani în echipa asta. Nu e vorba numai de bani. Banii oricum i-am pierdut. Nu îi mai recuperez niciodată. Dar tipul meu, care eu de 4 ani de zile fac zi de zi București, Făurei, gândiți-vă că fac numai 4 ore, numai pe drum, da, de sântos, plus antrenamentul care eu trebuie să-l pregătesc, eu să văd dacă au apă la antrenament, dacă au mâncare jucători, dacă au motorină, dacă au, dacă lipsesc ceva. Și atunci eu trebuie să fiu omul care trebuie să fie tot timpul plin de examen. Mersi frumos! Ce-o, mulțumesc!